Am revenit după pauză cu actrița Sanda Șavolski. Ziceam de cum mai stăm cu lumea și viața, cu consiliere, cu Da. unii zâmbesc, alții mai puțin, alții sunt mai optimiști, alții sunt pesimiști, dar nu pot să-i scoți dintre ale lor, de câmpuri cu floricele, să respirăm mai adânc, să nu ne mai enervăm atât de mult. Vreau să spun că dacă nu aș fi fost actriță, probabil nu aș fi simțit atât de mult chestiile astea. Nu știu, și faptul că m-am hotărât înainte cu o săptămână de admitere e pentru mine un semn. Eu trebuia să fiu soprană. Și cu o săptămână înainte te-ai gândit, hai că Da, mă fac da, da, mai degrabă da, actriță? pentru că mi-am dat seama că am o mai mare chemare înspre arta dramatică, știi? Și am avut mare noroc cu Melania Ursu, Dumnezeu să o ierte, și cu colegul meu, actorul Vali Doran, care mi-a făcut legătura cu ea. Am învățat foarte multe lucruri de la femeia aia. A fost foarte puternică, un pedagog extraordinar. Eu aveam, n-aveam încă 18 ani, ba nu, împlinisem 18 ani, eram foarte crudă, eram, îți dai seama, speriată, de aceea am vrut să dau la teatru, pentru că eram foarte timidă și simțeam că nu dau tot pe scenă, dau numai 65% din cât puteam. Tremura mâna pe microfon, îmi tremurau picioarele, era așa o senzație, știi? Emoții destructive, așa se numesc până la urmă. Emoții destructive? Da, astea sunt emoțiile destructive. Păi și de unde te-au podidit? Ce au avut ele cu tine să vină așa... Știi cum e? Și atâta. Așa te călești, știi? Așa te călești. Nu aveam o experiență vastă în a ieși în public. Nu știam... Păi, erai frage de la vârstă. Ce da, să... 16, 15, 16 ani. Da. Bun, abănânsc că totuși cu timpul emoțiile alea nu că s-au estompat, s-au dus. S-au făcut nu s-au dus, ele există și acum. Ele încă mai dar există? Dar sunt constructive. Așa, da, măcar atât. Deci că sunt constructive, da. Și o mare, mare diferență. De aceea foarte mulți oameni ar trebui să înțeleagă că meseria asta de actor, dacă ei vor să discute cu un actor, să ia niște lecții de actorie, asta nu înseamnă că ei vor lua lecții numai de actorie, să învețe să vorbească sau să învețe să recite o poezie. Nu. Ei vor învăța și cum să se comporte, știu eu, într-un spațiu public. Adică în public, mai bine zis. Cum să relaționeze cu ceilalți, cum să-și estompeze anumite frici, anumite frustrări. Cum să devină ei mai extrovertiți, mai impunători. Cum să vorbească în public, să nu aibă trac. Să aibă o dicție impecabilă, să hey, asta cu convingă public și cu dicția. Bine, hai să spunem să că convingă, nu mai poți lucra. Să, da. Bine, plus minus cei care au probleme. Că bun, sunt bun, care bun, au probleme da, nu mă refer la asta, dar spuneam naștere. Ca idee. Adică oameni care să îți vorbească liber în public nu găsești chiar foarte des și în plus că nu știu cât de mult pot să fie învățați astfel de oameni care să-și dea deoparte emoțiile pe care le au în fața unui public. Indiferent că e un public alcătuit din, eu știu, din 200 de oameni sau din 2000 de oameni sau din 3 oameni în fața familiei, hai că mă rog. Eu nu vreau să fiu acum rea, dar am să-ți spun un lucru. Fii rea, poți. Nu-mi stă în caracter. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc în public și care, din păcate, nu se exprimă cum ar trebui. Și, de acord aici. Da. Nu o zic ca o jignire sau, nu, departe gândul de a jigni pe cineva, dar eu cred că dacă ar avea puțin sprijin, ar putea fi cei mai buni, în sensul că ar putea convinge mai bine, ar putea să empatizeze mai bine cu oamenii cărora le transmite un mesaj. Adică ar avea numai de câștigat. Da, știi? Știu ce spui, dar aici s-ar putea să fie mulți dintre acești oameni de care spui, pe care să nu-i intereseze. Să fie adepții acelei idei, ai domnule că merge și așa, le vorbesc lor, las că mă înțeleg ei și cum, chiar dacă vorbesc mai pocit, chiar dacă mai stric niște cuvinte pe acolo, chiar dacă mai fac niște dezacorduri, lasă domnule că merge și așa.
merge o perioadă până când vine cineva. Dacă ești un om cu ștai, atunci spui mai, ai, până vine totuși, cineva și îi spune da, așa. Corect, da, corect. Tu ai lipsit la orele de română sau știi cum da, se conjugă verbul la fix sau da, mă rog, știi, nu-i, da. nu-i chiar plăcut să bine, fie întrebat asta. Tipologiile de oameni sigur că sunt multiple, sunt multe. Dar tu ești genul de artist care se simte foarte bine și în rol de comedie și în rol de dramă. Adică și, mă rog, da. Și în revistă, deci la revistă, în ultima perioadă, nu am prea bun, dar intrat. Ai fost și în varianta da, de revistă. Da, da. Dar sunt... De ce, pentru că pe mine m-a cucerit secția dramă, în sensul că practic eu asta am studiat la facultate. Să fiu actriță, știi? Da, știu. Dar îmi place și genul ăla, adică aș cocheta oricând cu el, nu se pune problema. Știi? Numai că sunt două genuri total diferite. Eu punctam faptul că tu adică reușești să intri foarte bine și în pielea unui personaj dintr-o comedie, dar și în pielea unui personaj grav, da? Adică, mă rog, nu râdem pe aici, că avem altă treabă, da? Deci... Da, și am să-ți dau un exemplu, uite, de exemplu... Am să-ți dau un exemplu de exemplu. Dăm exemplu exemplului și atunci e ok. Da. Nevrozele sexuale ale părinților noștri, în regia lui Tudor Dreve, a fost nominalizat la UNITER anul trecut pentru cel mai bun, pentru cea mai bună regie, la debut. Da. Am avut un rol în care trebuia să joc mama unei fete cu probleme. A fost un rol foarte greu pentru mine și să știi că l-am prins destul de greu, dar în momentul în care l-am prins, mi-am dat seama că, fiind și eu mamă, a fost o luptă pentru mine ca să pot să o înțeleg pe femeia aia, pentru că și eu sunt mamă. Și a trebuit să vorbesc cu femei care au copii bolnavi, cu forme ușoare de autism. Și mi-am dat seama că din personajul ăsta am reușit să fac o mamă care să prinde la public, știi? Chiar dacă e dramă, chiar dacă avea un joc foarte, la un moment dat... violent, că era nevrotic, da. a prins la public și publicul a rămas foarte impresionat și colegii mei, toți implicați în distribuție, au jucat foarte bine. Deci a fost un spectacol foarte, foarte reușit. Iar pe partea cealaltă, comedia. Așa. Vreau să îi mulțumesc lui Daniel Vulcu. El este director la Teatrul Regina Maria din Oradea, actor, și a venit și a mutat la noi Arta Adulterului, iarăși o comedie extraordinară, și mai nou, adică anul trecut în octombrie, când a avut premiera Floare de Cactus. Deci vreau să spun că spectacolul ăsta se joacă cu sala plină, îl jucăm la sala studio, într-adevăr, dar sunt vândute biletele de câteva săptămâni înainte. E o comedie extraordinară, te invit și pe tine și invit și pe telespectatorii voștri cu mare drag să vină să vadă sau să revadă. Foarte mulți revăd acest spectacol. Este o poveste extraordinară pe care o joc cu o mare plăcere și eu și colegii mei. Păi se vede după zâmbet că spică foarte bine această poveste. Am descoperit că comedia îmi place la nebunie. La început am avut așa o mică strângere de inimă. Eu să fac comedie, adică aș putea, având în vedere că... Chiar ai avut o strângere de inimă? Da, da. De ce? Nu te simțeai acasă cu umorul tău? Nu, că, nu că... tocmai că eu sunt un om foarte optimist. Ești genul de om jovial. Da, 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 da. Dar și una e în viața reală și alta e pe scenă. E total diferit, adică sunt convins. Să știi că eu niciodată nu împrumut de la personajele mele nimic, eventual invers, de la mine, de la... Nu se mai scapă cumva personajul tău să se mai scapă și în viața reală? Nu, aici sunt foarte atentă, pentru că dacă aș face chestia asta, aș juca teatru, cum se spune, da, nu s-o știi? Faci. Pur și simplu, mă rog, subconștienți, nu stau să... Știi când se întâmplă? Gest, la câteva minute după spectacol. Sau...
La câteva minute după spectacol, când încă eu nu mi-am revenit la nu ți-a ieșit din pielea personajului cu totul. Femeia Sanda Șavolski, atunci poate încă se întâmplă, dar când am ieșit din teatru, acolo rămâne, acolo rămân. A, deci a rămas la locul de muncă, gata. Pentru acolo. Că, bine, în crearea personajului, da, atunci duc cu mine personajul acasă, când îl descoper, când îl caut, îl descoper. Deci, știi? Vreau să te întreb ce, mă rog, să încerc să ne deslușești pe noi ăștia care nu ne știm cu arta taliei. Da. Ce înseamnă să studiezi un personaj, să intri în pielea lui până când personajul ajunge pe scenă, ajunge interpretat? Sunt convins că sunt personaje care îți vin mai bine, altele care sunt, mă rog, în pielea cărora e mai greu de intrat. Cum e această muncă din afara scenei? Că bănesc că te duci acasă și zici, bun, mâine am de a o interpreta pe. Ok, cum? Nu e chiar mâine. Ai un anumit mâine, timp. Zic așa, ca idee. Ai mâine un anumit... însemna da. Peste, nu, la, în stagiunea următoare. Să știi că următoare, o muncă meticuloasă și e ca și cum ai face un dosar persoanei respective. Adică trebuie să știi cât mai multe despre persoana aia. Dacă a existat cândva, ți-e mult mai ușor. Dacă nu a existat și este doar în imaginația dramaturgului, atunci trebuie să inventezi și tu cum ai veni după... Da, trebuie să-l inventezi, știi? Și aici te ajută și regizorul, îți dă câteva indicații și pe baza acelor indicații, a ceea ce vrea regizorul, tu începi să faci profilul personajului. Pornind de la... Bine, vine și scenograful și te ajută cu costumul, te mai ajută decorul, că ești într-o anumită perioadă. Te mai ajută și astea, dar astea sunt chiar la final. Important este, cum să zic, un actor poate să joace și fără decor, dacă știe foarte bine ce are de interpretat. Noi putem să jucăm oriunde, noi putem să jucăm orice, dacă credem în ceea ce facem și trebuie să existe acea plăcere de a descoperi, nu frică. E normal să avem oarecare reținere la început, să ne enervăm, că ne enervăm și noi, să nu crezi că nu ne vă enervăm. Vă enervați pe personajul pe care îl jucați? Că nu-l știi, ca și cum l-aș lua și l-aș băga și stai aici și regizorul zice, nu e, încă nu e, știi? Și atunci e munca actorului, știi cum zicea Stanislavski, cu sine însuși. Este o luptă, dar asta ne ține tineri, știi? Preocuparea asta, dragostea asta față de profesie și plus că în fața publicului nu poți să apari oricum. Adică trebuie să ne stresăm un pic, trebuie să fim, dacă nu buni, foarte buni, știi? Păi, fără îndoială, totuși, adică e altceva. Sau dacă nu foarte buni, măcar, știi? Dar ce vreau să te întreb, de pildă, și ca orice om, da? Că și voi, actor, dar sunteți oameni. Așa. Totuși. Da, suntem. Ai momente, ai zile în care, nu știu, poate ai apăsările tale, poate că ai problemele tale, poate că ai treci prin niște situații, să le spunem, mai complicate, mai puțin izbutite. Cum reușești să... Și tu ai de... pardon, tu ai de mers pe scenă să joci într-un spectacol, de pildă, de comedie. Să știi că... Cum reușești să faci asta? Mă bucur foarte mult că ai punctat lucrul ăsta. Foarte puțină lume știe că actorul are o meserie foarte grea. Așa cum ai spus și tu, indiferent de ce probleme avem noi acasă, noi pe scenă trebuie să strălucim. E o luptă interioară pe care noi o învățăm în facultate. Și o dezvoltăm... Cu timpul, da. În momentul în care intri pe poarta teatrului, îți lași problemele la poartă. Nu ai voie să le aduci cu tine. Nu ai voie să te gândești la nimic altceva. Nu ai voie să te doară capul, nu ai voie să te doară burta, nu ai voie să ai crampe, nu ai voie să ai absolut nimic. Tu trebuie să fii personajul. Păi nu ai voie, dar dacă totuși ai... Dacă totuși ai... Niște... Vreau să spun ceva. Așa. Dacă ești concentrat, bine, e un analgezic, e ceva,
Adică de acasă, bine, bine, te montezi, te duci la medic, vezi ce baiuri ai. Mă referam la treaba de niște apăsări. Vreau să-ți spun că eu am intrat într-un spectacol cu bronșită. Nu știam că am bronșită. Știam că sunt puțin răcită, dar la mine poate să fie și de la alergie. Eu, de fapt, aveam bronșită. Dar n-am avut nimic. Ei, vreau să spun că în momentul în care am ieșit de la aplauze, am început să tușesc, că nu m-am mai oprit și deja a doua, a treia zi am fost pe antibiotic. În momentul în care ești concentrat la ceea ce ai de făcut, nu simți nimic pe scenă, crede-mă. Absolut nimic. Deci e o terapie extraordinară, meseria asta. Cel puțin pentru noi actorii. Eu nu știu ce am să fac după ce n-am să mai fiu pe scenă. Nu știu. Probabil că voi preda sau voi începe să scriu. Păi da, poți să fii pe scenă, dar ce și ceva. Adrenalina asta, că știi că foarte multă lume mă întreabă, Sanda, dar tu nu te schimbi, rămâi aceeași. Nu credeți că eu nu mă schimb. Mă schimb! Doar că puterea mea interioară mi-o dați dumneavoastră, publicul. Energia aia dumneavoastră e cea care mă ține pe mine vie. Pentru că în momentul în care ești pe scenă și simți vibrația publicului, simți cum reacționează, îl simți. Interacționăm cu publicul, chiar dacă noi ne uităm în public, dar ne uităm prin public, practic. Numai la aplauze ne uităm în ochii lor. Fiindcă noi suntem angrenați în acea situație, noi chiar trăim ceea ce se întâmplă în spectacolul respectiv, indiferent că este comedie sau dramă. Noi suntem acolo. Știi că de multe ori comedia izbucnește din dramă. Din drama omului, din grimasele pe care le face față de o anumită situație sau în relație cu o altă persoană, izbucnește în râs, că s-a strâmbat în anume fel. Sau, înțelegi? Genul de haz de necaz. Adică hai să vedem cum o face. Exact cum, cum este și în viață. Și ai zis o vorbă adevărată. Hai să facem haz de necaz. Dacă am analizat vorba asta, ți-ai dat seama că de fapt este o pildă foarte înțeleaptă. Haz de necaz. Trebuie să nu luăm viața în glumă, nu. Hazul de necaz este o variantă, este o formă de optimism. Să încercăm optimism. Să privim un pic bun, am necazuri, din afară am probleme. Situația, știi? Adică, da, ca și cum eu sunt pe scaun, dar eu mă ridic și mă uit la mine din spate. Pe urmă vin, mă așez în fața mea și mă uit la mine și încerc să mă înțeleg cum ar fi dacă n-aș mai gândi cu mintea mea, aș gândi cu mintea surorii mele sau cu mintea tatălui meu sau cu mintea vecinului meu. Știi? Și atunci, vrând nevrând, îți dai seama de anumite greșeli. Pentru că te vezi altfel, din alt punct. Dar dacă nu avem puterea să facem chestia asta, și iarăși revenim la consiliere. Da, deci să revenim la teatru. Comedia este extraordinară. Ador. Deci ador, îmi iubesc spectacole toate, și alea de dramă și alea de comedie. E, cum să spun, întotdeauna, eu de mică am simțit că am vocația asta. Știi? Luam toate șprâle din casă, cântam în fața oglinzii, începeam să recit, făceam spectacole, eu le organizam cu copiii din bloc, trăgeam perdelele din baie, le puneam pe sârme, publicul erau vecinii, adică am avut... Apucături se lasă în domeniu, cum ar veni, în praștie. Da, da, dar să știi că nu mă văd făcând altceva, adică sunt capabilă să fac și altceva, dar asta este ceea ce mă reprezintă. Bine, oricum faci și altceva, chiar dacă tot este legat de... meseria ta de artistă și, sigur, și de cântăreață. Dar tot e legat de asta, chiar dacă faci și altceva, la urma urmei. Că... Da, arta e aer pentru mine, știi? Așa aer să tot respiri, nu adică, trebuie să faci mulți, mulți, mulți ani de acum înainte. Mulțumesc! E important că ai acest simptom frumos al optimismului. Ceea ce cred că ajută foarte, adică l-ar ajuta foarte mult oricine. Să gândească puțin tel, dacă se poate. Dacă viața îți dă lămâi, fă-ți o limonadă. Știi? Corect. E adevărat. Adică nu trebuie neapărat din lămâi asta gândești, nu, mi se strepezește gura, mi se face pungă. Hai, domne, că poate fac și altceva cu lămâia mea. Fac un pește la cuptor cu ea. Exact. Pildă, da? Și sunt de acord cu tine că vor fi oameni care vor zice, bine, bine, optimiști, optimiști, dar până când, știi? Nu putem să trăim în visare, toată viața să fie un vis. De acord, dar
trebuie să și visăm. Pentru că dacă nu visăm, nu mai avem speranță și nu mai avem de ce să ne prindem. Un om în viață trebuie să aibă speranță, indiferent de ce vârstă. E total greșit să spui, am 60 de ani, eu nu mai pot iubi. Greșit! Am rămas singur, eu nu mai pot să iubesc. De ce neapărat o femeie trebuie să se lege de un bărbat sau un bărbat de o femeie? Și nu vreau să fiu înțeleasă greșit, adică pe invers. Nu, sub nicio formă. Nu. Normal. Se poate lega de... Iubirea are mai multe domenii. Adică poți să... În sensul că poți să iubești... Adică iubirea aceeași, dar poți să simți în feluri diferite iubirea. Poți să ai iubire față de un animal. Corect. Poți să ai iubire față de o floare. Poți să ai iubire față de o persoană pe care o respecti. Poți să ai iubire față de copilul tău, poți să ai iubire față de Dumnezeu, poți să ai... Are multe fețe. Înțelegi? Și atunci... Eu înțeleg foarte bine, numai dacă... că ar fi bine să și aplice în viața asta. Spun asta. Că trebuie să ne legăm de ceva. Noi dacă nu ne legăm de acel ceva, viața trece pe lângă noi. Și e păcat, pentru că nu trebuie să ne sperie vârsta. Pe mine nu mă sperie vârsta. Să știi că am avut și eu momente când m-am gândit, vai de mine, nu mai sunt tânără, ce am să mă fac? Ei, na, bravo! Știi tu! Da, mă rog, femeile după 40 de ani, mine, da, se schimbă. Nu, vreau să vă spun, dragii mei, că mă simt foarte tânără. Adică eu simt că viața mea acum începe, adică nu văd asta de ce... Asta e greșeală să spui că, știi, am, ce ziceai tu, am 60 de ani, ce să mai iubesc? Nu, dom'le, iubești până nu, când... Nu, și trebuie neapărat, dacă îți permite și sănătatea, să fii cât mai activ. Să citești măcar 5-10 minute pe zi, să mănânci nuci... Să nu mai stai atât de mult pe telefon, în fața televizorului, să mai vii la un spectacol de teatru, să mai faci niște pași prin jurul teatrului, să păi da, de mai stai de vorbă 10 minute pe zi, dar de pe telefon. Nu e același lucru. Știu că nu e același lucru, dar mai încercăm și noi să facem... Și vreau să-ți spun că noi la teatru, noi, eu cel puțin și colegii mei, suntem foarte fericiți pentru că înainte de spectacol, avem foarte bune spectacole și chiar am să amintesc câteva la imediat. Chiar am să te rog să amintești. Avem o stagiune plină și vreau să-l felicit pe directorul Teatrului Municipal, pe Radu Macrinici, pentru modul cum gestionează activitatea Teatrului Municipal. Ne confruntăm și cu greutăți, dar nu ne lăsăm, mergem înainte, știi? Și să vezi dacă cum stă, de optimism, să vezi cum stă lumea la bilete și nu numai la Floare de Cactus. La Floare de Cactus e Floare de Cactus, dar și la celelalte spectacole, știi? Adică ca la pâinea caldă pe vremuri, știi? Nu începem spectacolul pentru că lumea cumpără bilete, ceea ce este extraordinar. Aș vrea cu ocazia asta să le spun celor care ne urmăresc să vină la teatru. Pentru că teatru funcționează foarte bine, să știți. Noi, actorii, ne facem meseria și ne facem bine meseria. Adică, nu, fără nicio modestie, nu am de ce să mă plec în fața unui actor din București sau, știu eu, din altă parte. Avem aceleași studii, suntem ghidați după aceleași principii, doar că notorietatea poate face diferența. Noi avem spectacole pentru toate gusturile. Dacă tot spune de spectacole, hai că suntem pe finalul emisiunii, spunem că ziceai că avem o stagiune bogată. Da, uite, în 5 aprilie avem Deconectat, un spectacol muzical în regia muzicală a lui Călin Ion. Și am să zic numai câteva spectacole, pentru că programul teatrului îl găsiți pe Facebook-ul trebuie Teatrului să Municipal. Da. În data de 6 aprilie Emilia în timp de pace și război, regia Radu Dinulescu, Floare de Cactus în 7 și 8 la cererea publicului, regia Daniel Vulcu. Da? Iar în data de 8 aprilie, zic până în data de 8, okay. Albă ca zăpada se va juca la Teatrul de Păpuși, la secția Păpuși. Sau? Bineînțeles, văd ce s-ar face Albă ca zăpada. Iar restul programului îl găsiți pe Facebook-ul Teatrului Municipal. Iar cei care își doresc să-și înscrie copila și la mine, mă pot găsi pe pagina mea de Facebook, Sanda Șavolski, pe pagina mea de artist, Sanda Șavolski Florea, și pe pagina asociației Art Creator apostrof 79. O seamă de pagini cum ar veni. Dar să nu spui că suntem gata.
Păi suntem gata, mai lăsăm și altele pentru alte emisiuni. Așa de repede. Așa dar trece să timpul, știi că cu optimismul trece timpul mai ușor. Eu trebuie neapărat să le transmit un mesaj telespectatorilor. Te rog. Știi că nu încheiem emisiunea. Știu, acolo, păi nu pot să nu te las să transmiți un mesaj. Ia să auzim. Dragilor, în primul rând, vreau să mă repet și să vă invit la teatru. Pentru că aveți ce să vedeți. În al doilea rând, vreau să vă rog să nu vă pierdeți speranța, indiferent ce probleme aveți. Dacă credeți că nu găsiți rezolvarea și simțiți nevoia să discutați cu cineva, liniștit, mă puteți contacta. Mă găsiți la teatru. Iar în al treilea rând, trebuie să încercăm să nu ne pierdem credința în Dumnezeu, pentru că un om care crede în Dumnezeu are acea speranță și cu siguranță orice problemă este, atâta timp cât gândirea noastră este una bună, una pozitivă, una optimistă, cu siguranță problemele se vor rezolva. Nu uitați să zâmbiți, să nu lăsați o zi care să treacă fără să zâmbiți, fără să ajutați o persoană, indiferent cine ar fi, și fără să mulțumiți lui Dumnezeu sau să mulțumiți în general. Vă iubesc și vă aștept la teatru! Zâmbesc bine? Pot să... Da, te rog! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Interesul Cetățeanului cu Sanda Șavolski. Până data viitoare, până lunea viitoare, să aveți parte doar de bine, să fiți iubiți și multă, multă, multă sănătate, cele bune!